Salutare! Astăzi avem două știri din tehnologia spațială, una despre viitorul energiei solare și alta despre cartografierea Universului. Mergând pe modelul lui Radu de la Cavaleria, oprește acum videoclipul și dă-i un like. Iar la final, dacă nu ți-a plăcut, ia-l înapoi și dă-i dislike, dacă vrei. Centralele solare în spațiu. Sună SF, dar dacă stăm să ne gândim, și smartphone-ul era SF acum 15 ani. Și uite că acum e un fleac. La 200 de lei îți iei practic un PC de buzunar decent de pe OLX. Conceptul este propus pentru prima dată în anii 1920 de către Constantin Tsiolkovski. Deci a spune că a trecut destul timp de la concept și până la planuri concrete de a pune în aplicare. Dacă stăm să ne gândim, chiar și un panou solar obișnuit, dacă îl pui în spațiu, va produce mai multă energie, deoarece îl poți fixa ca razele solare să bată fix perpendicular pe el tot timpul. Un lucru foarte important de altfel, dar și ca acesta să fie tot timpul orientat spre soare, adică produce energie non-stop, fără oprire. Într-un final, când tehnologia va ajunge la maturitate, o singură centrală de acest gen ar putea avea suprafață de până la 10 km. Acum probabil vă gândiți cum vă trimite acea energie spre Pământ. Bună întrebare, că acolo în spațiu nu avem ce face cu ea. Sincer, ce urmează să vă spun îmi depășește un pic înțelegerea mea, așa că sunt puțin sceptic, dar rămâne de văzut. Se dorește a trimite energia produsă sub formă tot de undă electromagnetică prin intermediul unui câmp electromagnetic care va fi trimisă la o antenă de pe Pământ, care ulterior o va transforma în energie electrică. Posibil să găsească sau poate au găsit o modalitate să o focuseze strict spre acea antenă, după cum ați văzut în imaginea anterioară, ceea ce mie personal îmi sună a un soi de laser, mai exact sabie laser, ceea ce nu sună prea bine. Totuși, cercetătorii chinezi au proiectat un astfel de sistem numit Omega, care este capabil să producă până la 2 GW de energie la capacitate maximă. Aceștia vor să-l pună în funcțiune până în 2050. Mă repet, nu îmi pun mari speranțe, dar a zice că nu e chiar imposibil. Atlasul Universului. Titlul e un pic tras de coadă, dar este unul destul de sugestiv, a spune. Cercetătorii australieni au cartografiat alte 1 milion de galaxii folosind un telescop avansat, iar în total până acum au cartografiat cam 3 milioane de galaxii. Bine, lucrul acesta nu e ceva nou, dar timpul total pentru acest proces e impresionant, adică doar 300 de ore în condițiile în care până nu demult ar fi durat ani de zile. Acest telescop este compus din 36 de antene care lucrează împreună, montate pe o arie de 6 km. Imaginele rezultate sunt mai apoi trimise la un supercomputer. Până acum au acoperit cam 83% din cerul vizibil din acel loc. Evident, din România, spre exemplu, vedem alte stele și, în principiu, altă porțiune de cer. Deci, să fiu și mai bine înțeles, nu 83% din toate galaxiile existente, doar din cele vizibile din acel punct. Ce mai este interesant este că au folosit doar 903 imagini de înaltă rezoluție pentru a cartografia 3 milioane de galaxii, în condițiile în care în trecut era nevoie poate de 10 de mii de imagini pentru a cartografia atât de multe galaxii. Cam atât a fost, nu uita să-mi folosiți codul de reducere 1% la PC Garage din descriere pentru a mă susține în mod direct, dar și like-ul, share-ul și abonarea înseamnă tot susținere directă, așa că nu ezita. Îți doresc o săptămână cât mai productivă în continuare și multă sănătate. What the fuck, dude?